UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Bună seara domnilor și domnilor, bun găsit la emisiunea Agricultura o șansă pentru România. Eh, tocmai m-a sunat invitatul pe care l așteptăm să apară în emisiune, ceea ce mă face să cred că o să avem o emisiune în doi, așa cum suntem învățați. Până apare domnia sa, Mă uitam pe o știre publicată pe site-ul Franța Agricolă și mi-a atras atenția pentru că nu privește neapărat România, dar ne arată ce departe suntem încă de, de multe alte lucruri. Nu e vorba neapărat de producțiile agricole, de cât lapte dă o vacă sau alta, ci de nivelul nostru de trai al tuturor, da, inclusiv al celor din agricultură. Și spune așa, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică al Franței, evident, un francez din doi este obligat să trăiască cu mai puțin de 1837 de euro pe lună. E îngrozitor, nu-i așa? Să ai doar 1837 de euro pe lună e o sumă care nu-ți ajunge probabil nici de masă la un restaurant mai serios. O să-mi spuneți că datele sunt irelevante, pentru că una e nivelul de trai în Franța și altă, altul în România. Da, nivelul de trai e altul în Franța, dar prețurile sunt la fel. La carburanți, dacă stăm și socotim, diferență la noi cât e? E 1,21 de euro litrul de benzină sau de motorină aproape cât în Franța. Pâinea, pe alocuri, credeți-mă, e mai ieftină în Franța decât e în România. Nu înțeleg cum se poate acest lucru. Într-o țară bogată și cu venituri mari să avem parte de, de prețuri atât de mici la pâine. Gazul metan costă aproape la fel și în România și în Franța. Dacă mă duc în agricultură, îngrășămintele costă cam la fel în toată lumea și au crescut foarte mult în ultima vreme prețurile cu care sunt vândute inputurile către agricultură sunt aceleași și la Paris și la București. Prețul cu care se vinde tona de grâu sau de porumb sau de soia sau de rapiță, ce vreți dumneavoastră, e dată de bursa de la Paris sau de cea de la Chicago, de deci ce veniturile sunt comparabile, prețurile sunt comparabile și atunci cum Dumnezeu se plâng francezii că o trăim cât 15% din populație adică 9,2 milioane de persoane, trăiește sub limita sărăciei, care în Franța înseamnă 1.102 euro pe lună. Dacă traducem la cursul oficial, o să vedem că un francez sărac trebuie să se descurce în fiecare lună cu 5.510 lei. Nu că acolo e uh, leul în raport cu euro, 5 lei pentru 1 euro, plus minus ceva fir -firici. nici nu contează. Cum Dumnezeu să o fi descurcând un francez sub pragul sărăciei cu 5.500 de lei pe lună, când în România am văzut uh, oameni, cetățeni, cum vreți, concetățeni, alegători, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, care reușesc să se descurce cu 800, cu 900, cu 1.000 de lei pe lună, nu cu 5.500. E ceva absolut îngrozitor. Cum se chinuie vieții locuitori din Franța în comparație cu bogăția, de care dăm noi dovadă în această țară. Dar o să vină și pentru agricultura franceză, noua politică agricolă comunitară, cea care le va aduce restricția fermierul francez va fi săracul și mai lovit decât până acum. Nu că nu-i plânge nimeni de milă fermierului francez, el este la fel de necăjit sau la fel de bucuros ca și fermierul român. Pentru că indiferent că face agricultură pe Valea Luarei sau pe Valea Călmățuiului, problemele sunt aceleași, mai puțin Tanimecos, care în Franța nu există, în România îl avem din plin. Și ei au incertitudini legate de condițiile meteo, iată ce s-a întâmplat în uh, ultimele 24 de ore în vestul Europei, de exemplu, au fost regiuni în Italia unde în uh, câteva ore a plouat cât în câteva luni. Din nou au curs apele, au fost șuvoaie, din nou au fost uh, victime, din nou au fost pagube imense. Da. Da, Italia se reface. Mai cere ajutorul Uniunii Europene, mai de Guvernul Central, mai contribuie și autoritățile locale și încet, încet lucrurile uh, revin la normal. În România, în general, mă uitam pe uh, comunele care au fost afectate de precipitații, de inundații, de torente de noroi, de alunecări de teren în cursul anului trecut. Eh, nu prea au ajuns banii peste tot. La noi e nevoie de bani pentru multe altele. De exemplu, pentru gestionarea pandemiei, nu e așa? România s-a împrumutat foarte mult de pe piețele externe, România a alocat sume importante din buget pentru combaterea pandemiei și rezultatele sunt jalnice, aș putea spune chiar de plâns. În loc să direcționez, eu nu spun că nu trebuiau bani pentru combaterea pandemiei, ba din contră dar trebuiau cheltuiți cu cap. Au fost câteva campanii de popularizare a vaccinului, făcute probabil doar pentru a mulțumi agențiile de creație și pe cei care le-au difuzat, dacă mesajul era de multe ori stârp și total aiurea pe lângă subiect, da? era câte o bătrânică de la țară care și-a cu drag de nepoți și spunea că aceștia au convins-o să se vaccineze. Păi, au fost total aiurea astfel de reclame, dar mă rog, nu mai contează. Important e că suntem o țară de nevaccinați. Vreți să vă vaccinați bine? Nu vreți, iar e la fel de bine. E o libertate individuală pe care și-o ia fiecare. Dar pentru sănătatea națiunii, sigur că ar trebui să profităm de toate mijloacele pe care le avem la îndemână, în așa fel încât să reușim și noi să trăim și să ne fie bine, să ieșim din criza asta, da? Unde e, lucrurile sunt gestionate după cum cred unii că e mai bine. De exemplu, e absolut normal în România să decizi de la nivel înalt, nu știu cât de înalt, că restaurantele trebuie să funcționeze cu 50% din capacitate. La fel și sălile de sport, sălile de spectacole, că vezi, Doamne, o să murim cu toții dacă nu respectăm asta. În schimb, nimeni nu s-a opus atunci când a fost vorba să faci eu știu așa, o șezătoare cu 75.000 de, de oameni într-un foarte frumos și în dezvoltare oraș transilvanean, pentru că una e să se înghesuie 30 de români, nu-i așa, periculoși și virusați într-un restaurant și să devină un cuib de infecție acolo și alta e să ai 75.000 de, de tineri sănătoși, fără mască, care se adună să asculte muzică populară și altele de genul acesta, indiferent cum ar fi mixate. Da, uite, așa, vorbind de una, de alta, trecând peste. Necazurile de zi cu zi, agricultura se chinuie să meargă șontic și, un tic, și un tic înainte. Am discutat în ultimele emisiuni, aici la Agricultura O șansă pentru România, despre Planul Național Strategic și am încercat să aflu de la invitați, lideri de asociații ale fermierilor, lideri ai mediului asociativ, simple fermieri, calitățile nu au nicio importanță. Ce se știe de Planul Național Strategic? Mai ales că e o situație destul de delicată în plan politic. Cei care trebuie să răspundă de Planul Național Strategic nu mai sunt cu gura întreagă pe funcție. Știm, nu-i așa? Planul Național Strategic trebuie scris de către autorități în colaborare cu fermierii, pentru că PNS-ul se face pentru fermieri. Iar toți cei cu care am discutat, mai politicos sau mai puțin politicos, mi-au spus direct că nu va fi gata PNS-ul, probabil, pentru că ei nu știu, să se fi lucrat mare lucru. Nu au informații dacă s-a scris sau nu s-a mai scris ceva după ce s-a făcut celebra analiză de oportunități și necesități și posibilități, analiza tot anul trecut. De atunci nimeni nu mai garanta că știe cu adevărat ceva despre acest plan național strategic. E iertați mi apropierea da, n-am cum să spun altfel ca să înțelegem cu toții, e Biblia agriculturii din viitor. Da? Acolo vor fi regulile, acolo vor fi poruncile după care se conduce agricultura românească, acolo vor fi detaliate posibilitățile de dezvoltare. Oricâtă vreme, partenerii de dialog în elaborarea PNS-ului spun în față că nu știu nimic de acest plan, de acest proiect, de acest program că nu sunt consultați în mod serios, că totul a fost de fațadă, ne punem întrebări cât de serios este privită în anumite cercuri agricultura din România. Câtă speranță și-au pus fermierii în ceea ce trebuia să fie un bine pentru ei, nu-i așa? Despăgubirile pentru calamitățile din primăvara anului trecut. Subvenții, măcar în destulătoare, dacă nu care să te îmbogățească pentru animale. Și nu un euro sau cinci lei pentru o vacă. Da? chestii de luat în râs. Toate aceste așteptări ale fermierilor s-au transformat de multe ori în neîmpliniri. Fermierii au învățat încă o dată pe pielea lor că au nevoie să se descurce singuri, pentru că au fost lăsați singuri. Ei știu că în fața lor stă pământul, deasupra le e cerul din care poate să vină ploaia sau să nu vină ploaia. De o parte, există reguli europene conform cărora încasează subvenții sau sunt penalizați. De cealaltă parte sunt furnizorii de inputuri care evident fac un serviciu, dar așteaptă să fie plătiți pentru acel serviciu și în spate ar trebui să fie în spatele fermierului român, nu așa, în acest frumos tablou colorat, evident, ar trebui să stea autoritățile care să fie o proptea pentru fermierul român, un sprijin, o umbrelă în caz de prea multă ploaie, o stropitoare în cazul în care ploaia n-a venit. Ei bine, autoritățile care ar trebui să-i sprijine fermieri, pe fermieri, cu chimiri și cămăși naționale, se bucură de faptul că există, se bucură de faptul că există fermierii iau parte la tot felul de sindrofii, chermeze și târguri de țurcană, de exemplu, sau de altă natură. Ies prin curtea ministerului să vadă un târg tradițional, un târg de produse tradiționale organizat de galuri și apoi își văd de treabă. Că, evident, fiecare are treaba lui. Da, mă rog, să ne ocupăm de chestiuni de agricultură, făcând o ultimă Trecere, dacă tot v-am vorbit de târgul organizat de grupurile de acțiune locală, de rețeaua lider în curtea Ministerului Agriculturii la sfârșitul săptămânii trecute. Foarte multe produse, evident. Uh, trec peste faptul că din câți erau prezenți acolo, uh, o treime erau apicultori. Mă întreb dacă toată agricultura tradițională românească înseamnă, în proporție de 33% apicultură, uh, 10% băuturi alcoolice. Nu vorbesc despre el de asta, am văzut acolo. Și restul, diverse produse. Ba din Bucovina, ba din Transilvania, ba din Dobrogea de pe măcin, foarte bune, ba din uh, Banat. Și acolo, în Banat, e un produs care se vrea atestat, da, în curând. El se numește Pită de, și n-am să dau numele localității pentru a nu îngreuna sau interveni uh, așa cum nu trebuie în procesul de uh, atestare, de registrare a acelei pâini. Eu am o singură remarcă de făcut, un singur comentariu, pentru că mi-a plăcut cum arăta, era gen pâinea la tavă, da? Trec peste faptul că mi s-a părut scumpă pentru o pâine, 10 lei, da? Oricât de tradițional ar fi o pâine care nu avea 3 kg sau 2, măcar costa 10 lei. Ce m-a surprins oarecum neplăcut e faptul că pe punga în care mi era ambalată pâinea, la urma urmei, asta e. Știu că e o lege antiplastică, se folosesc tot mai puține pungi de plastic. Acea pâine tradițională era ambalată într-o pungă de plastic. Și ce m-a surprins neplăcut e faptul că eu, în miopia mea sau prezbitismul meu, cum vreți dumneavoastră, n-am reușit să identific pe punga respectivă termenul de valabilitate. Până la ce dată puteam să mănânc pâinea respectivă? Și credeți-mă, am scos pâinea din pungă. Am scuturat-o de firmituri, am pus-o în lumină, am luat-o aproape centimetru cu centimetru, inclusiv acea bentiță de sârmă care lega punga, în încercarea de a afla până când am voie să mănânc pâinea respectivă. Nu am găsit un termen de garanție, ceea ce mă face să cred că cei din județul Arad, că parcă de acolo e pâinea respectivă, au descoperit secretul nemuririi. Dar să ne ocupăm de povești mai apropiate de noi, mai frumoase povești din concretul de zi cu zi. Agricultura noastră, cea de toate zilele, așa cum o vede președintele la par, inginer dr. Nicu Vasile. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur că m-ați găsit, că sunteți prezent în emisiunea domnului Nicu Vasile. Okay. Haideți că deja s-a cam dus jumătate din prima jumătate a emisiunii. Da. Eu am spus întotdeauna: traficul în București, o să vorbim cu cei de la poliție când avem invitați în emisiune să ne facă un culoar special. Nu e vorba de poliție, nu. E un lucru destul de interesant. Noi am cerut chiar și fostului premier, da, da de a face un grup de strategii naționale. Mă îngrozește în fiecare zi când vin în București, dar nu în orice oraș al țării, da. pe toate șoselele naționale și pe autostrăzi, e e plin de mașini tot timpul, 24 din 24 de ore, nu discutăm decât de un trafic infernal. Și stau și mă gândesc, această forță uh, da. pe care o are România, uh, forță de muncă, da, putem spune, da. o pierdem în trafic. Câte ore pierdem în trafic? No, eu cred este că o... Dați Un voie... capital destul de mare și destul de important Da, dar știți cum e La fel se întâmplă și în America E adevărat că acolo aglomerația da, e de două ori pe zi acolo, iau, Dimineața când pleacă lumea la muncă Și după amiaza când se întoarce E da? o țară puternic industrializată Așa nu... Eu sunt convins nu. Cu Românul care România a descoperit de internetul Face câte o mie de comenzi pe zi Și ceea ce ați văzut dumneavoastră Sunt livratorii de la diverse firme Care vin să ducă marfa Da, da interesant Am ascultat uh, introducerea dumneavoastră Vă rog Discutăm de retailul alimentar în România, da, da. care numără 228.000 de angajați. OK, da? Discutăm de cifre de afaceri extraordinare, dar aș fi vrut să văd cât înseamnă produs finit produs în România. E Interesant. Păi, destul Ca de și mult. Date. Cred, cred, cred că da? destul de mult. Pentru că, de multe ori, e adevărat, mai puțin la pește pe care îl importăm, folosim produse locale. Dar, vă întreb pe dumneavoastră, da? pentru că aveți în plan, domnule Nicu Vasile, ca fermier, o moară, poate și o brutărie. Cum vi se pare faptul că eu am cumpărat un produs tradițional pe care n-am găsit inscripționat nicăieri, deși era ambalat, termen de valabilitate? E normal la un produs tradițional? Nu mă pricep. Poate așa trebuie să fie. Dumneavoastră, când faceți o pungă de făină, da? Dacă e să faceți o pungă de făină, să o puneți în comerț, e scris pe ea că ține până la calendele grecești sau are un termen mai apropiat? Are un termen de valabilitate. Da, corect. Bun. Dar în goana aceasta, după a crea plus valoare, da. plus valoare, e greu de a spune în România de plus valoare. Toată lumea discută de salariu minim pe economie, toată lumea, dar nu discută de randament, nu discută de fiecare, ca fiecare angajat să să-și depășească limitele, dacă putem spune așa. Nu are nimeni nicio treabă, vine la servici, trebuie vine la ora de, trebuie să plece de la ora de. nu interesează. Dacă a făcut lucrul bine, dacă n-a făcut, nu are niciun fel de feedback. Nici nu interesează feedback-ul dacă e nu. Nu fiți așa atunci, caustic. Știți de nu ce? că dumneavoastră absolut. aveți angajați și sigur... Eu, dar, eu vorbesc și, mai de aceea, din experiență. Dar și dumneavoastră veniți la servici. Da? Aveți un serviciu, la fermă. Și vă uitați, ce am de făcut astăzi? Seara sunt convins că vă faceți o evaluare. A fost bine? Puteam să fac mai bine? Nu? Toți cred Vreau că ne gândim la desu... lucrul ăsta. M-am trezit la ora 3 dimineața pentru a face acest plan. Pentru că sunt astăzi. Da, corect. Corect. Dar știți ce se întâmplă? Tot văd fel de fel. Am văzut gradul de îndatorare a României. În primele șapte luni de zile, România s-a împrumutat mai mult de 6 miliarde de euro. În clipa de față, România are peste 131 de miliarde de euro, da? dintre care 27% da. sunt uh, credite pe termen scurt. Eu stau și mă gândesc. Dar deci oare... trebuie să le plătim în cursul vieții noastre. Fiind pe termen în scurt, aproape. înseamnă. vin scadențele, vin scadențele. Da, stau da. și mă gândesc cine poate să plătească, cine va plăti aceste scadențe. Alte împrumuturi. Deci nu? intrăm într-un uh, carusel, exact. dar nu mai ieșim. Exact. Și trebuie să scoți ceva bani sau să antamezi, să pui ceva, credi pe ceva, nu? Uh, gași pe ceva. Păi, sigur, uh... decât pe firmele românești. Gândiți-vă păi, că în fiecare lună România nu poate asigura, privatul da. nu poate asigura decât 42% din cheltuiala statală lunară. Restul de 58% noi ne împrumutăm. Păi, și acum cât vorbim, eu am spus în emisiunile anterioare, România se împurt, împrumută cu 1700 de euro pe secundă. Da. Deci în fiecare secundă, 1700, 1700, pare puțin. Dar când adun... cât ne putem împrumuta? Până când? Uitați-vă că avem... Cât vom, fi mai... lăsați, cât vom fi lăsați până la protestarea poliției? Înțelegeți? Eu nu cred. Nu? Ați văzut vreo bancă că îți dă credite fără să pui ceva garanții? Da, știți care interesul. interesul? Uh, am nu uzat... fi de justiun dar nu mai puteți. Bun. Uitați-vă ce înseamnă deci... Creditele pe consum au crescut anul, anul 2020 față de 2019 cu 15%. Dar or să scadă pentru că tocmai s-au majorat de dobânzile. dobânzile. Dobânda de referință s-a majorat azi de la 1.25 la 1.5%, deci și băncile comerciale vor duce în sus uh, creditele în sensul dobânzii. Da. Haideți să vorbim puțin de agricultură Nu spuneți că sunt 200 și ceva de mii 220 de mii de oameni angajați 220 în, de mii. în comerț În, nu comerț, în, da. în comerțul ăsta Nu e rău, în agricultură câți mai avem? Nu, nu cei rău care rău, lucrează căs, Pe lângă casă Domnule Nicu Vasile Cei care fac agricultură Angajați patroni și angajați Agricultura fiscalizată, hai să o numim așa 30 de mii Fiscalizat. 30 de mii. A spus fiscalizat. Eu da. am spus că sunt fiscalizați. Depunător de cerere apia... Mi se pare rizibil, iertați-mă. Oricei 30 de mii sunt ultraprofesioniști și scot atâta cât scot pe atâta hectare, ori sunt prea puțin. Scot, de unde aveți datele domnul, astea? Domnul Lențu, haideți să ne înțelegem. Haideți să vedem ce înseamnă. Suntem în luna octombrie, da? Da. O lună de bilanț. Dacă ne referim la țările din vestul Europei, se închide Bilanțul da. anului 2021. Da? E normal, mai sunt două luni de zile, iar societatea din vest știe ce plan să-și facă pentru anul următor. Noi depunem bilanțul undeva în luna februarie-martie, anul următor. E cam greu să-ți faci un plan pe mai departe. Dovadă că nici nu avem niciun fel de plan. Păi asta spuneam și eu. De exemplu, agricultura nu are planul pe care ar trebui să-l aibă de, din ianuarie PNS-ul. Că tot am întrebat. Dați-mi voie. Până, întreb. am întrebat, de exemplu, ieri a fost directorul executiv de la APPR, aici, Alina Crețu. Și am întrebat-o, ce știți de PNS? Și a fost atât de francă că mi-a spus nimic. Vă întreb pe nu, dumneavoastră. dar Asta spune, ce, ce înseamnă toate aceste lucruri? Domnule. Nu, spuneți-mi așa. Din moment ce tu nu ai un target, de ce vă fac analiza asot? Facem analiza nevoilor. Care nevoie, domnule? Cine nevoie, dumneavoastră? Să mănânci mai mult? Să te mai mult sau ce trebuie să faci? Nu, dar dumneavoastră Sfără, ca spune. șef de asociație. Nu, dar eu tot timpul am spus lucrul acesta și am și propus. Trebuie să am un profit pe unitatea de suprafață? Păi da. am 4... nu pot să las la nesfârșit. Am 22%. Mereu spun lucrul acesta pentru a ne îndrepta. Pentru a găsi o soluție. 22% din PIB-ul României, acela pe împrumuturi externe, pe nu știu ce, să duc pe... pe tot ce înseamnă parte de ajutoare sociale. 22%. Și mai am aproape 4,6-4,7 milioane de hectare de teren, aproape suprafața Ungariei, care tot la fel o țin pe o ajutoare sociale. E tot un ajutor social. Din 820 830000 de mii de fermieri, decât 30 de mii am uh, fiscalizați. Dar de ce nu le acord și dumneavoastră consiliere? Și mai vin în continuare micul fermier. De ce? Tânărul fermier trebuie să devină marele fermier. Am foarte mulți fermieri care au trecut de 65 de ani. Cine va prelua aceste, aceste, ferme? Le voi rupe și aceste ferme pe care le au dumnealor? Mm. Le dau către fonduri de investiție? Nu-i problemă. Dar măcar să știm ce avem de făcut. Ce strategie faci? Vei da la... Păi atunci facem un felul următor. Câți locuitori are România? Le dăm la fiecare câte un hectar, de până fiecare câte o cerere la apie, iau o subvenție și formă. Unde Domnul sunt Nicu de la Vasile, Poate că trecem printr-o perioadă nemeritată de încă fărămițare agriculturii. Până când? Dar... Cu 32 de ani. Exact, dar eu cred că la un moment dat lucrurile se vor așeza în sensul... Ne sens mai ceva decât până în 90. Bun. Unde avem noi uh, 6,5 milioane de... Uh, 6,5 tone pe, pe hectar media? La, la nivel național. Că am făcut 34,1 milioane de tone. Nu la ce? La porum? La grâu? De cereale, ce? În general, media. Media? Da. Păi, păi dacă avem uh, 9,748,667 de hectare. Da? Uh -huh. Pe cererea pia. Uh -huh. Dacă împart suma de 34,1 milioane de tone da. la suprafața aceasta, e clar că eu am o medie pe suprafață de 3,49 de tone. Păi e e clar că dacă fac invers, mi-ai luat, mi luat decât ce e fiscalizat, ce uh -huh. declară pe bilanțuri, pe balanțe și toate celelalte uh -huh. lucruri. Vi se pare normal? Păi aici, avem, eu am venit și cu consumul României la legume, la carne de porc, la pește, la... Produse lactate? Dar aici trebuie făcută strategia. Păi dacă eu am consumul la acestea, de ce nu fac o strategie pe toate aceste lucruri? Păi, cine v-a ca Iertați-mă, nu vreau să eu par nepoliticos. Mafile, da, ați avut uh, acest instrument, negocierea cu ministerul, eu proiect, cu autoritățile? Eu, da? nu? eu i am dat un proiect inclusiv premierului, fostului premier uh, Cățu. Așa, și? Da, nu N-a prezentat interes. Domnule Nicu Vasile, da, păcat, nu prezintă interes, dar nu știu de ce. Este singurul sector de activitate cinstit, care România poate să dezvolte ceva. Poate să dezvolte industria. Dovadă de că noi nu avem industrie. Nu avem industrie și nici nu mai există Ministerul Industriei. Cândva Ministerul Industriei era cel mai mare minister. Da, erau mai multe, era Ministerul Industriei Ușoare, al da. Industriei grele, ei, nu? Da? da, erau mai multe. Haideți, din păcate, uh, s-au făcut cele 24 de minute alocate prime părți a emisiunii. Da, mai avem o jumătate de emisiune în care să dezbatem, să analizăm cifrele cu care ați venit dumneavoastră, ca să nu spuneți că v-ați trezit degeaba de la 3 noaptea și nu le discutăm. Nu le... sunt foarte multe lucruri de făcut și. Bun, haide mă uitam să vedem. Mă deschidem facultăți precum buticuri. E păi, foarte bine. Dacă facultățile aduc plus valoare, să deschidem. Haideți să discutăm în a doua jumătate a emisiunii la Agricultura. O șansă pentru România când vom continua uh, discuția cu doctor inginer Nicu Vasile, președintele la PAR, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Ne vedem în câteva minute.